Bine ați venit, copii, la școala de sabat! Pregătiți? Suntem toți aici? Este prima lecție din luna aprilie. Se numește Zei sau Oameni. Dragii mei, voi aveți prieteni? Cu siguranță deja vă gândiți la Andrei, la Felician, la Ramonel, Ionuț, Eva, Ane, Mara, Claudia, Maria, Ina, Medea, Melina, Ștefan, Danuț și lista continuă. Dar cel mai bun prieten? Voi aveți un cel mai bun prieten? Ei, copii, facem cunoștință cu doi prieteni foarte buni, Pavel și Barnaba. Iar cel mai bun prieten al lor era Domnul Iisus. Îl cunoșteau foarte bine. Era prietenul celor singuri, celor bolnavi, ajutându-i pe fiecare. Așa că Pavel și Barnaba călătoreau mult pentru a spune cât de mult îi iubește Dumnezeu. Așa că a ajuns într-un oraș numit Listra. Deși erau obosiți pentru că mergeau mult pe jos, fără alt mijloc de transport, erau fericiți. Pentru că spuneau celor ce nu cunoșteau despre cel mai bun prieten, Iisus. Parcă i-aud. Bună ziua, oameni buni! Dumnezeu să fie cu voi! Dumnezeu? Cine este acesta? Priviți crengile copacilor pline de flori parfumate, unde vin albine pentru a fabrica mierea. Râul ce înviorează iarba. Soarele ce încălzește și păsările întorcându-se la cuibul lor, cunoscându-și puișorii. Toate au fost create de Dumnezeu. El ne iubește, a venit pe pământ, născându-se într-o familie modestă. Apoi când a crescut, vindeca pe bolnavi, ajutând pe săraci. Chiar dacă oamenii l-au omorât punându-l pe o cruce mare de lemn, el a înviat. Și acum este în cer pentru noi toți, pentru că ne iubește. Oamenii aceia ascultau uimiți, dar în mulțime, Pavel și Barnaba au observat pe cineva bolnav. Nu putea să-și folosească picioarele. Era foarte slab, iar hainele lui erau rupte și murdare. Se cunoștea că nu folosise niciodată picioarele și era singur. Cei doi prieteni, Pavel și Barnaba, s-au rugat Domnului Iisus să-l vindece pe acest sărman bolnav. Se făcuse liniște. Când au deschis ochii de la rugăciune, i-au spus acestui bolnav să se ridice pe picioare, cu puterea lui Dumnezeu să meargă. Unii poate au râs, pentru că era greu de crezut. Cum să meargă? Când toți medicii au spus același lucru, nu poate să meargă niciodată pe picioarele lui. Dar omul acela s-a ridicat direct pe picioare. Țopăia de drag și striga de bucurie. Pot să merg! Pot să merg! Mulțimea a rămas uimită de așa minune, iar cei doi prieteni, mai știți cum se numeau? Exact, Pavel și Barnaba au plecat mai departe. Se mai oprea uneori să se odihnească, pentru că, așa cum am spus, ei călătoreau mult, drum lung. Și la un moment dat, când ei se odihneau pe marginea drumului, aud o zarvă mare. O mulțime de oameni s-a apropiat de ei, certându-se chiar. V-am spus eu că sunt zei. Acesta este Jupiter. Nu, acela e Jupiter. Erau denumirea unui zeu pus de ei. Unii oameni se închină unor obiecte construite de ei, spunând că sunt supraomenești. Dar Pavel și Barnaba le-a răspuns clar. Nu există zei. Sunt doar imaginari, doar lui Dumnezeu să ne închinăm. El este Dumnezeu adevărat. El a vindecat acel bolnav, nu noi,
Atunci, oamenii aceia au rămas dezamăgiți. Din fanii lor au devenit batjocoritorilor și au început să arunce cu pietre în Pavel și Barnaba, lovindu-i foarte mult, așa încât au crezut că i-au omorât. După un timp, rămași singuri acolo cu multe răni, au venit la ei câteva persoane și ei prieteni cu Domnul Iisus. Le-au pansat rănile, i-au ajutat să se ridice, le-au dat hrană, apă. Așa au reușit să se facă bine și să meargă mai departe, spunând și altora vestea bună, că Iisus iubește toți oamenii. Ei, copii, ce învățăm de aici? Când dai pixul tău de rezervă colegului tău de bancă, pentru că el poate nu mai are altul, este aceasta o faptă bună? Sau când observi că surioara ta a mâncat mai repede din mărul ei, dă-i și din altă o felie. Pavel și Barnaba au ajutat chiar și oameni nerecunoscători, care le-a făcut mult rău. Haideți să începem de acum să facem o faptă bună. Ce-ți spune să ajutăm părinții la așezarea și strângerea mesei sau să te rogi pentru prieteni și familia ta? Vreți să ne rugăm împreună? Haideți, copii! Mulțumim, Iisus, pentru că ne iubești. Vrem să fim ca tine, buni, ajutând pe cei din jur. Mulțumim pentru că Tu ești Dumnezeu adevărat. Amin! Până data viitoare, să vă bucurați de fapte bune! La revedere!